armată, s-a însurit eu în 67, a pus scrisoare, a așteptat colonul și atunci nu vinea. Păi închipă-ți și știi cum stau omul. La găși. Ca să vină acasă sau nu o să vină niciodată. Azi e foarte interesant, telefonul la nivel. Telefonul ca atare e unic, ca cei care ne apropie și ne vorbim și ne liniștim. Fiindcă dacă n-aș ieși telefonul ăsta și aștepta ca scrisoarea cei care vă spun din 67, apoi nu știu ce aș fost. Acolo e foarte convenabil că s-o trebuit, pac, pac, s-ai sunat. Și legat cu medicina, chiar am aia, chiar ieri, sun la telefon la domnul medic de familie, cum este noi aici, și mi-e rog să mă programez la Chișinău, la un centru analitic, în început, și el îmi spune, și eu, Toma, să-ți vă spun, s-a programat sau nu? Azi m-a sunat dimineața, îmi spune, ești programat data de 23, la centru de diagnostic la Chișinău, așa mai departe, și după aceea, vă zic, toată informația eu transmis ie. Centrul diagnostic la Orhei, domnul Munteanu, am trecut la chestii și trebuie date. Analize pleacă la Chișinău, trebuie înapoi. Prin Messenger, eu transmis, m-am bucurat, m-am scârghit, spun și trebuie să fac mai departe. Eu mă întreb, mă, cu urologul, că nu de mult chestia mult dialog, că am avut chiar o mică operație prin tânsă și tot îi dau datele și ne dialogăm și de făcut mai departe. Mai gândi de acasă, te-ai dat, îi contezi, îi transmis și te-ai treabă scăpat de drumuri de tăt. O facem și vină, plătim și gata. Rar când ne implicăm la drumul la Orhei Casa, mai plătim din mână. O la noi la poștă, la domnul, dar și cel mai convenabil de acasă, sigur.